Noile oportunități de investiții determină Consiliul Județean Hunedoara să lucreze cu motorul la turație maximă. Ieri, consilierii județeni au fost convocați la o ședință extraordinară în sistem videoconferință, pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor și unii aleși nu sunt în localitate. S-au dezbătut și aprobat un proiect care vizează noi investiții la Spitalul Județean de Urgență Deva și realizarea a două proiecte în parteneriat cu municipiul Răștie, finanțate prin programul Regional Vest. Am aprobat și încheierea unor acte adiționale la acordul de parteneriat existent cu municipiul Răștie și modificarea cuantumului contribuției proprii pentru proiectele realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Răștie și reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură Alexandru Grozuță, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii dacilor din municipiul Răștie. Cele două investiții aflate în stadiu avansat de execuție vor beneficia de finanțare europeană nerambursabilă prin programul Regional Vest în vederea finalizărilor, a menționat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.